crezi că sentimentele sunt un indiciu bun ca să-ți alegi persoana potrivită pentru tine? Nu cred că te poți lua numai după sentimente. După mai ce? După mai ce? Păi Dumnezeu, părerea mea că El îți spune prin cuvântul Lui, prin diferite circumstanțe, probabil și sentimentele au o anumită legătură cu asta, dar nu știu cât. Ar fi normal să ții cont de părinți când îți alegi tu partenera de viață? Păi, într-un fel, da, pentru că-s părinții tăi, dar într-un fel tu ești deja major, consider, și îi viața ta până la urmă, dar cred că trebuie să ții cont și de părinți, pentru că-s părinții tăi, te-au crescut și ori cheltui cu tine, ori avut grijă cu tine. Pentru că au investit în tine. Da. Tu crezi în dragoste la prima vedere? Foarte greu de spus. Am auzit cazuri când s-au întâmplat și poate la unii există, la unii nu. Cazul tău nu știi? Deocamdată nu. Crezi în dragoste la prima vedere? Nu, nu. De ce? Cred că dragostea înseamnă ceva mai mult decât a vedea un ambalaj și înseamnă undeva să trec dincolo de ambalaj și să-mi placă ceea ce reprezintă de fapt persoana respectivă. Și sentimentele sunt un indiciu bun în a-ți alege partenerul de viață? Nu, nu cred că asta. Deși e o combinație între sentimente și rațiune, dar nu trebuie să mergem numai pe sentimente. De multe ori greșim bazându-ne numai pe sentimentele noastre. Cam ce cuvânt au de spus părinții în alegerea partenerului tău de viață? Cam cât ai lua în seamă ceea ce ei ar avea să spună? Probabil undeva la 45%. Există dragoste la prima vedere? Eu personal nu cred în dragoste la prima vedere. Poate să-ți placă o persoană la prima vedere, poți să-ți faci așa o părere despre persoana respectivă, dar nu există, categoric. Dar cum merge călăuzirea lui Dumnezeu în alegerea partenerului de viață? Păi, în primul rând, nu știu cum e, dar în primul rând cred că Dumnezeu îți dă acea călăuzire prin Duhul Sfânt și cred că atunci când e momentul potrivit, simți ce trebuie să faci și nu cred că trebuie să-ți plănuiești ceva sau să cauți persoana respectivă. Pur și simplu se întâmplă așa, de la sine, nu știu. Ce crezi că ar trebui să știe, să aibă limpede în cap un băiat înainte să se împrietenească cu o fată în vederea căsătoriei? Păi, în primul rând trebuie să aibă o relație personală cu Domnul și trebuie să se roage pentru acest lucru, pentru o relație ca să fie de la Domnul. Nu cred că este bine ca un băiat să se bage numai pe baza sentimentelor într-o relație, ci acest lucru trebuie discutat cu Domnul înainte, prin rugăciune și după cum conduce Domnul, așa. Părinții au un cuvânt de spus când îți alegi tu partenera de viață? Da, în sensul că eu suntem o familie destul de echilibrată, adică vorbim despre tot și eu cred că și acest lucru trebuie să vorbim și cu părinții. Trebuie să le zicem, au și ei părerea lor, dar nu ei, ei ne direcționează. Și dacă ție îți place cineva și părinții se opun, cum rezolvi dilema? Încă n-am avut, nu m-am confruntat cu problema asta. Probabil că ne-am rugat pentru asta împreună și am vedea ce răspunde Domnul, pentru trebuie să, eu cred că în primul rând trebuie să fie convins un bărbat despre ceea ce vrea el să facă și să fie convins despre conducerea Domnului în acest lucru. Dacă este convins, nu cred că se opune părinții sau vin alte probleme, nu cred.
Geneza 11, 29 și 30. Avram și Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai și numele nevestei lui Nahor era Milca, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și al Iscăi. Sarai era stearpă, n-avea copii deloc. Geneza 24, începând cu versetul 63. Este bine să urmăriți că citesc dintr-o altă traducere. Iar spre seară a ieșit Isaac la câmp să se plimbe. Și ridicându-și ochii, a văzut cămilele venind. Rebeca însă, cătând, a văzut pe Isaac și s-a dat jos de pe cămilă. Și a zis către slugă, cine este omul acela care vine pe câmp în întâmpinarea noastră? Iar sluga i-a zis, acesta e stăpânul meu. Atunci ea și-a luat vălul și s-a acoperit. Și sluga a povestit lui Isaac toate câte făcuse. Și a dus-o Isaac în cortul mamei sale Sara și a luat pe Rebeca și aceasta s-a făcut femeia lui și a iubit-o. Și s-a mângâiat Isaac de pierderea mamei sale Sara. Geneza 29, versetul 4. Iacov a zis păstorilor, fraților, de unde sunteți? Din Haran, au răspuns ei. El le-a zis, cunoașteți pe Laban, fiul lui Nahor? Îl cunoaștem, au răspuns ei. El le-a zis, este sănătos? Sănătos, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. El a zis, iată, soarele este încă sus și prea devreme ca să strângeți vitele, adăpați oile, apoi duceți-vă și pașteți-le iarăși. Ei au răspuns, nu putem, până nu se vor strânge toate turmele, atunci se prăvălește piatra de pe gura fântânii și vom adăpa oile. Pe când le vorbea el încă, vine Rahela cu oile tatălui său, căci ea le păzea. Când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și turma lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat, a prăvălit piatra de pe gura fântânii și a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale. Apoi, Iacov a sărutat pe Rahela și a început să plângă tare. Amin. Până aici cuvântul Domnului, să ne rugăm. Doamne, venim înaintea Ta să ne dai inspirație și în ciuda acestor texte care sunt cu adevărat ciudate, pe care Tu le-ai lăsat și știm că sunt inspirate, dincolo că par o ciudățenie, aceste trei tipuri de întâlniri, Te rugăm să ne dai cele necesare dezintoxicării noastre de modelele lumești și biblicizării minții noastre. Te rog pentru fiecare suflet care este aici, pentru fiecare tânăr, pentru cei care sunt căsătoriți deja, binecuvintează-le căsniciile, pentru cei care sunt deja angajați într-o relație de curtare, de prietenie romantică, Te rog să le binecuvintezi apropierea lor unul de altul în vederea căsătoriei. Iar pentru cei care își caută partenerul de viață, de lucrare, de crearea vieții, Te rugăm să le vorbești în această seară. Te rugăm să folosești gura robului Tău și să nu lași cuvinte firești și lumești să iasă dincolo de cuvântul Tău. Și în ciuda bunei noastre dispoziții, ajută-ne să privim cu seriozitate la toate lucrurile pe care ne descoperi prin cuvântul Tău revelat. Amin. Vă rog să luați loc. Pentru că ne aflăm între Sfântul Valentin Dragobete sau Dracobete și sărbătoarea Cincizecimii care va veni, am intitulat seara aceasta Între Sfântul Valentin și Sfântul Duh. Este una dintre opțiunile multiple pe care le avem în apropierea unii de ceilalți să ne lăsăm conduși de spiritul lumii. Mă întreb și eu ce treabă are Sfântul Valentin cu ieftinirea care se face pentru anumite produse creștine, la librărie creștină. Ieftinire de Sfântul Valentin, toate produsele despre familie, bărbăție și așa mai departe. Am împrumutat-o, probabil peste 2 ani vom împrumuta și sărbătoarea de Halloween și alte sărbători, pe care le-am împrumutat deja. Poate ne rămâne timp într-o seară să vorbim și despre ouăle roșii și brad. De ce ar trebui sau n-ar trebui să le
avem. Ultima seară de aici a stârnit foarte multe controverse, lucru care pe mine mă bucură foarte mult. Trăiesc cu sărbătorire, cu celebrare, controversa, pentru că asta mă ajută. Și discuțiile care au început deja pe blogul meu sunt foarte productive, foarte seminale și mă ajută în primul rând pe mine, iertați-mă că sunt egoist, dar sper să o ajute și pe cei care vor citi. De aceea, pentru a economisi timpul, data trecută ați observat că am avut o problemă cu timpul și am sărit peste câteva soluții din Noul Testament, lucru care a născut de altfel controverse, am hotărât să facem așa. Să răspund la 7 întrebări pe care le-am sintetizat din mai multe întrebări pe care le-am primit și pe privat și pe care le-ați primit și voi pe pagina voastră. Am răspuns acestor întrebări pe blogul meu într-una dintre postările din zilele trecute și voi continua un dialog foarte interesant cu o domnișoară care mi-a scris cu câteva ore în urmă una dintre cele mai interesante comentarii, unul din cele mai interesante comentarii pe care le-am primit. Și vom continua discuția acolo. Deci pentru cele 7 întrebări legate de ce se întâmplă cu fetele nemăritate, ce se întâmplă cu lucrarea dacă suntem necăsătorite, ce se întâmplă cu doamnele căsătorite dar care nu pot să-și nu pot avea copii, nu pot să își practice vocația maternității, care sunt consecințele ultime ale ideii că femeia trebuie să se retragă din societate. Apropo, n-am spus acest lucru și am precizat chestiunea pe pagina respectivă. Deci sunt 7 întrebări la care am răspuns în postarea care se intitulează astfel, dacă vreți să căutați mai ușor, răspunsuri la întrebări după Iris despre crătițiste, independente, călugărițe fără voie, polițiste, militare, reporterițe de teren. Mă refer la reporteriții de teren Haiti, Chile, acum reporteriții militare prin Irak și Zoe și Bios. Așa că vom salva cel puțin 10 minute în această seară. Avem foarte mult de urmărit. Dragostea la prima vedere. Eu nu cred în dragoste la prima vedere, dar mie mi s-a întâmplat. Dragoste la prima vedere, în urmă cu 24 de ani am întâlnit-o pe Natalia, dragostea mea. Sper să nu fiu ridiculizat și eu ca un alt personaj pentru dragostea mea. Și s-a întâmplat, a fost într-adevăr dragoste la prima vedere, care este o arbă, dragostea aceasta la prima vedere. Însă marele meu avantaj a fost că exact în perioada aceea și exact în vara aceea am intrat în sub autoritatea cuiva, sub autoritatea unui bărbat. Eu am crescut de la 5 ani fără tată, așa că pe la 14-15 ani mi-am căutat un înlocuitor de tată. Și m-am uitat împrejur, m-am uitat în biserică și cine caută găsește, cui bate îi se deschide. Am găsit un bărbat care i-am cerut, te rog, să fii înlocuitor de tată. Vreau să vin în casa voastră, să vă urmăresc ca soț și soție, vreau să stau câteva zile. Și foarte interesant și ciudat, omul respectiv a zis, da, sigur, vină în casa noastră. Am mâncat serile împreună cu ei, i-am urmărit în relația dintre soț și soție, în casă, educându-și copiii și respectivul mi-a zis, atât timp cât suntem în relație de ucenicie, nu te atingi de nicio fată. Dar ce spun, nu te atingi? Nu deschizi nicio relație de prietenie. Știa el ce știa despre trecutul meu, foarte scurt, dar vioi, și mi-a zis, nu ai niciun fel de... Și vă dați seama, exact în vara respectivă m-am îndrăgostit. M-am dus acasă și am încercat să-i explic toată teologia călăuzirii. Și să-i spun că, de fapt, gata, Domnul mi-a vorbit, s-a întâmplat și a zis, nu, nici gând. Așa că timp de 3 ani și ceva am trăit cu acest coșmar. Dacă o ia altul. Dacă vine altul, mai bisteț, mai frumos. Ei... A urmat 3 ani de chin, dulce chin, în care mi-am îndesit vizitele în vacanțe în localitatea respectivă și am găsit tot felul de pretexte, misiuni, excursii, ajutorări și s-a creat un cadru foarte interesant. Deci eu cred că cel mai bun mediu în care poți să-ți cunoști viitorul partener de viață este într-o misiune creștină pentru tinerii creștini. Noi nu avem baptistoteci, nu avem locuri în care să ieșim la horă, să ne cunoaștem, dar o misiune din această creștină creează un cadru ideal. Mie sau nouă, așa ni s-a întâmplat. Soția mea este de față și poate fi verificată informația. Apoi am dat de înțeles cu nerăbdare că țin totuși la ea și prin limbajul pe care unii dintre noi să-l știți foarte bine, fără a încălca promisiunea de acasă, i-am dat de înțeles
Cei interesați de tehnică și metodologie pot dezvolta pe blog. Cum anume poți comunica fără cuvinte și fără să încalci promisiunile. I-am dat de înțeles că țin la ea. Numai că n-aveam voie să ne întâlnim. La un moment dat m-am dus la tatăl ei și mi-am spus că m-am îndrăgostit de una dintre fetele dumneavoastră. M-a întrebat de care, că avea 7. Și i-am spus și atunci mi-a spus nu discutăm până când nu face armata. M-am dus, am fost unul dintre cei mai entuziaști la centru militar și deși datorită unei probleme medicale voiau să mă trimit acasă, spre marea lor mirare, am zis nu vreau să fac armată. Am făcut armată, la 20 de ani m-am căsătorit și anul viitor, în 2011, vom împlini 20 de ani de căsnicie. Câteva lucruri pe care le-am făcut în această perioadă de prietenie, care a precedat căsătoria noastră. Și aici recunosc că sunt subiectiv. Multe dintre lucrurile pe care le spun aici nu vor fi neapărat inspirate de exegeza din Geneza, pentru că ar deveni redundant cu ceea ce faceți deja la biserică și nu vreau să calc peste ceea ce face fratele Beni. Acum rugați-vă pentru el, cred că deja se apropie de sfârșitul predicii, este la Alești, în seara asta am făcut schimb în sfârșit. Și am făcut câteva lucruri și multe dintre lucrurile pe care vi le spun astăzi sunt din experiența noastră, din experiența altora, din experiența pastorală și, bineînțeles, urmărim scripturile. Primul lucru pe care l-am făcut este că ne-am așezat sub autoritatea familiei. Am avut binecuvântarea unor familii credincioase și am cerut binecuvântarea familiilor înainte de a ne căsători. Noi avem și astăzi un principiu în biserica din Alej, nu oficiez căsătorie, dacă părinții, chiar dacă sunt necredincioși, nu-și dau binecuvântarea lor de părinți. Putem discuta despre asta dacă doriți în alt spațiu, pe blog dacă doriți. 2. Biserica și cercul de ucenicii au avut autoritate asupra noastră. Ne-am deschis relația, ne-am expus relația, am mers și am vizitat prieteni apropiați care s-au uitat la noi și au zis da, observăm aceste lucruri, în aceste lucruri vă potriviți, aici trebuie să vă ajustați. 3. Ne-am așezat în post și rugăciune foarte serios înaintea lui Dumnezeu, deși ne-am plăcut, deși a fost acel chemistry pe care îl știm, că acea atracție, ne atragem unul pe celălalt, ne-am pus în post și rugăciune și am căutat voia lui Dumnezeu într-o stare de meditație înaintea Domnului. Chiar înainte de a ne spune da unul altuia, am avut o serie de 3 zile și 3 nopți de post și rugăciune, după care i-am telefonat, a fost cel mai emoționant telefon din viața mea, era telefon cu fise încă la ora actuală și mă rugam să mai am destule fise ca să ascult răspunsul. Am discutat și aici, binecuvânt pe Domnul pentru distanța, distanța mare. Dumnezeu are un simț al umorului extraordinar. Când eu eram în Iași, ea era în, aproape de Scornicești, m-am mutat la București cu facultatea ca să fiu mai aproape și atunci ea s-a mutat la Șimleul Silvaniei. Așa au rezultat 7 kg de scrisori. La dumneavoastră, scrisorile se cuantifică acum în megabiți. Dragostea romantică și succesul căsătoriilor. De ce credeți că Shakespeare nu are curaj să-și îmbătrânească personajele? Romeo și Julieta sunt sinuciși de autor. Da. Și clasicii și romanticii mai târziu își ucid personajele. Nu au curaj. Singurul autor care își îmbătrânește cu succes personajele este Caragiale. În Conul Leonida față cu reacțiunea este cea mai dulce scenă de dragoste, cum vă spuneam și altă dată. Așa cum le spui tu, Bibicule nu le spune nimeni, spunea cu admirație. Este unul dintre puținele cupluri îmbătrânite cu succes. În rest, nu avem curaj să privim la o Julietă îmbătrânită, la un Romeo cu chelie și burtă. Este o imagine dezolantă, nu-i așa? Paradoxal, mariajele rezultate și zilele trecute am tot căutat pe statistici, nu am timp să le împărtășesc pe toate, am aici câteva link-uri de internet, dacă doriți. Paradoxal, mariajele rezultate din căsătorii romantice durează puțin. Țara cea mai romantică din lume și câte cupluri nu și-au cerut prietenia și logodna pe turnul Eiffel din Franța, țara cea mai romantică are un procentaj de aproape 50% de divorțuri, adică din 4 căsătorii, 2 se desfac. Știți care este procentajul de divorț în India? În India, procentajul de divorț este de 11 mariaje din 1000.
este cel mai scăzut din lume. Cel mai scăzut procentaj din lume. Sunt diferite pricini, sunt diferite cauze sociale și... Dar una dintre cauze este căsătoria aranjată. Când băiatului vine dorința să căsătorească, părinții caută și găsesc o soție și se aranjează căsătoria. E adevărat, uneori fără succes, cum s-a întâmplat săptămânile trecute, un personaj s-a trezit în momentul când a ridicat vălul, că respectiv avea barbă. Dar pare a fi o legătură, cel puțin statistica stă împotriva noastră, stă împotriva promovării dragostei romantice. Cum stă România dragobetelui? La fel de prost. În Oradea, de anul trecut până acum, divorțurile au crescut, am și procentajele aici, în scădere cu 77 de căsătorii, comparativ cu luna precedentă și cu luna decembrie anului 2008. Deci stăm foarte, foarte prost. Dragostea romantică este o invenție recentă și ineficientă. Este un idolaș simpatic, amorașii bucălați, cu aripioare scurte. Un amoraș, amor, zeu amor, este, după cum știți, prostuț, cam prostuț și foarte zbenguitor. Lovește la întâmplare. Această creație a minților noastre se pare că ne produce mult mai multe probleme decât ne imaginăm. Este o formă de idolatrie. Și, din păcate, și în mediile creștine este promovată această idee a dragostei romantice. Bun, dacă o abolim, cu ce o înlocuim? Pentru că se pare că nu avem cu ce. Adică, natural, doi tineri se întâlnesc, s-au îndrăgostit, s-au plăcut, au mers la părinții, au anunțat că se căsătoresc și gata, asta este. Putem înlocui cu altceva? Aș încerca să sugerez cel puțin un cadru de gândire în seara aceasta care să înlocuiască ceva din această idolatrie în care trăim vis-a-vis de modul în care ne îndrăgostim. Dragii mei, cred, dați-mi voie să presupun sau încerc să mă feresc să spun chiar așa dur, dar dați-mi voie să presupun că suntem mult mai influențați de mass media, de filmele pe care le privim, de internet, de telenovelistică, suntem mult mai influențați decât am vrea să recunoaștem. Și atunci, bineînțeles, că suntem intoxicați cu modurile de comportament ale personajelor de pe ecran. În vremea copilăriei mele, multe doamne își comparau căsnicia cu ce credeți? Care era cel mai aproape model de comparație? Căsnicia dintre Sue Ellen din Dallas și J.R., cum îi spuneau atunci părinții noștri, J.R. și Sue Elena. Și acela era un reper. Ei, acum oferta s-a înmulțit mult mai mult și avem tot felul de tipare care ne droghează gândirea. Deci, din păcate, faptele sunt triste și dragostea romantică nu pare a fi o soluție pentru căsnicie fericită și durabilă în cele mai multe din cazuri. Ea dispare, această fericire casnică dispare din mai multe pricini. Unii spun îmbătrânirea, problemele financiare, presiunea factorilor externi căsniciei, concurența sexuală, întotdeauna va fi o domnișoară mai tânără și mai proaspătă și mai frumoasă decât soția și atunci se desfac căsniciile din cauza adulterului și așa mai departe. Tabloul este descurajant și se pare că dragostea romantică nu oferă destul combustibil pentru o căsnicie fericită. Este și un proverb cinic. Dragostea eternă durează fix 2 ani. O, sigur, dragostea romantică, atracția fizică, poate constitui un combustibil bun, s-a prins focul, exact ca la țară. Am fost odată cu fabrica de bărbați, grupul de ucenicie pentru bărbați, undeva să dormim în munți, între dealuri, de fapt, aproape de munții Piatra Craiului, și unul dintre tineri a luat un lemn gros, așa cam cât mâna mea, și ud pe deasupra că ploua, a prins chibritul și l-a ținut sub... să se aprindă. Și am spus, dragul meu, nu așa se face foc. Se face foc întâi cu focul de paie. De asta avem expresia asta, focul de paie. Și apoi facem foc și cu ocazia asta am învățat să facă și focul. De aici vine expresia focul de paie. Dragoste ca un foc de paie. Dar este foarte necesar. Dar nu ajunge. Există oare posibilitatea de a spune până când moartea ne va despărți?
Este posibilă dragoste pentru un singur partener? Este chiar posibilă monogamia? Exemplele sunt nenumărate și aș vrea să urmărim câteva elemente pe care literatura de specialitate, am consultat mai multe, iar statistici, cărți despre, chiar și manuale de psihologie referitoare la acest fenomen al îmbătrânirii lângă un singur cuplu. Am cules și două povești foarte emoționante, povestea cuplului Richard Vorbrand, despărțirea dintre ei este extrem de emoționantă. I-am văzut cu ochii mei, vă spuneam și altă dată, sărutându-se ca doi adolescenți la peste 80 de ani. O dragoste model. Și când ea a murit, l-a salutat și a spus să ne vedem la poarta lui Benjamin, Richie, sau Richard, cum îi spunea, Richard îi spunea dânsa. O altă istorie foarte emoționată este istoria teologului Carl Henry, a cărui soție s-a îmbolnăvit de o boală degenerativă și în momentul când era în culmea carierei, a părăsit catedra, toți prietenii au spus că este nebun, au spus, ia oricum, îi putrezește creierul în cap, de ce să rămâi lângă ea? Și așa nu mai știe cine ești. Și el a răspuns, dar eu știu cine este ea. Și a slujit-o până la moarte. Astfel de exemple sunt nenumărate și se pare că sunt câteva condimente. Am identificat 7 pentru succesul unui astfel de cuplu care trăiește dragostea până la moarte. 1. Identitatea în cuplu și rolul fiecăruia în cuplu este foarte bine definit. 2. Copiii sunt un factor de stabilitate. 3. O activitate comună pe care au desfășurat-o amândoi toată viața, dincolo de perspectiva pensionării. Unii au numit-o lucrare, au călătorit împreună, au făcut grădinărit împreună. Există o activitate care a fost constantă și n-au avut fiecare telecomanda lui, ci a fost o comuniune în valori, principii, priorități, reguli, obiceiuri de viață comune. 4. Un factor foarte important în stabilitatea unui astfel de cuplu era previzibilitatea partenerului. 5. Un cuplu, de fapt o triadă, creativitate, credincioșie și consecvență la fiecare dintre cei doi. 6. Un puternic atașament față de dialog. O plecare față de discuție, de dialog, deschidere. Și 7. S-a constatat că acele cupluri care îmbătrânesc împreună transferă atașamentul dinspre trăsăturile fizice spre cele lăuntrice. Vom încerca să vedem cum putem implementa unele din aceste lucruri în propria noastră viață. Romantismul în cartea Geneza. Asta e un capitol foarte scurt pentru că el nu există, de fapt. Dacă vă uitați în cartea de Geneza și o citiți cu acest gând în minte, unde este romantism în cartea de Geneza, este complet lipsit de dragoste romantică în sensul în care noi o înțelegem. Avem căsătorii aranjate, Isaac și Rebecca, avem păcăleli socrești între Iacov, Leia și Rahela, avem niște soți atât de viteși că mint ca niște lași ca să-și scape propria viață și cum vedeți, tatăl și fiul mint la fel, în aceleași tipuri de contexte, violuri, Dina și Sihem, incest, Iuda și Tamar, agresiune sexuală, Iosif și soția lui Potifar, un tablou dezolant. Avem povești de dragoste? Nu prea. Avem, și cel mai trist în cartea Geneza este că nu prea avem happy ends. Nu avem sfârșituri frumoase. Cuplurile sfârșesc trist. Trădări, ascunderi, minciuni, înșelări. Ce se aplică astăzi la noi și care este rolul Duhului care ne poate călăuzi? Și am câteva motive de optimism, să putem trece de la Cartea de Geneza cu câteva lecții învățate spre situația noastră de astăzi, să reușim să facem podul exegetic. Ce se aplică de atunci, de acolo, spre noi, astăzi aici? 2 Timotei 3:16 ne dă speranță. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Sunt 3 lucruri pentru care sunt foarte optimist că putem reuși astăzi în căsnicie, pornind de la poveștile din Geneza. 1. Răscumpărarea. Pornesc de la presupoziția că majoritatea dintre cei care sunteți prezenți aici și doresc să vă căsătoriți, sunteți deja răscumpărați ai lui Hristos. Atunci când vorbim despre oameni nerăscumpărați, necredincioși, lucrurile se complică exponențial. Suntem după Golgota, suntem după cruce, deci putem fi optimiști. 2. Biserica. Noi avem o comunitate a Duhului, o comunitate locuită de Duhul și suntem oameni locuiți de Duhul. Și mai optimist.
trupurile noastre sunt, spunem noi, temple ale Duhului Sfânt. Și spunem că l-am invitat, așa este formula pe care o folosim noi neoprotestanții, l-am invitat pe Iisus Hristos în inima noastră, ceea ce ne dă și mai multe speranțe. Hristos și Duhul locuindu-ne. Sunt atât de optimist încât fac niște afirmații șocante pentru dumneavoastră, dar atât de optimist încât eu cred că două persoane de sex opus, și este foarte important să spunem aceasta în plină Europa, două persoane de sex opus în care există ceva atracție unul față de celălalt, și aici trebuie să recunosc că noi bărbații întâi privim și după aceea procesăm și judecăm spiritualitatea unei domnișoare. Trei, două persoane de sex opus, către care există ceva atracție și imediat vom referi la ce înseamnă această atracție, aproximativ apropiate ca vârstă, și aici putem discuta o mulțime, aproximativ sănătoase fizic, și aici marja este foarte elastică, și aproximativ normal la cap. Pentru că normalitatea psihică iarăși este o dimensiune pe care nici psihologii nu o vor evalua foarte bine. Deci, două persoane de sex opus, apropiate ca vârstă, aproximativ sănătoși fizic, sănătoși la cap, dar credincioși creștini, făcând parte din Biserica lui Hristos și locuiți de Duhul, pot face o căsnicie excelentă împreună. Deci motivele sunt, de optimism sunt extrem de încurajatoare. Așa că ce v-aș sfătui eu după astfel de seară și să-i convine primăvara să organizați mai multe ceaiuri în curte, să puteți să vă uitați în stânga, în dreapta, față, spate. Biserica este, sau spun eu despre, ca să nu mă refer la alte comunități pe care nu știu, dar spun că Universitatea Emanuel este una dintre cele mai de succes agenții matrimoniale care există în România. Ce ne facem cu această atracție? Cum o judecăm? Cum judecăm când spunem că sunt atras de persoana respectivă? Pentru că putem judeca această atracție în diferite feluri. Pornesc de la următoarele premise. Când discutăm despre doi tineri care sunt credincioși unul și altul, noi gândim corporalitatea noastră într-un mod diferit decât ceilalți. Adică trupul meu este templul Duhului Sfânt. Și atunci când mă uit împrejur, da, prima tentație este cea care s-a împotrivit, împotriva căreia a făcut legământ Iov cu ochii lui. Dar privesc la trupuri care sunt temple ale Duhului Sfânt. Este important să ne fixăm această prejudecată în momentul când ne raportăm unii la ceilalți. Apoi, privim unii la alții ca la temple ale Duhului Sfânt, dar locuiți de Hristos. Și în momentul când apare această atracție între doi tineri, eu cred că între doi tineri credincioși, în momentul când se naște acea atracție, spune, suntem atrași unul de celălalt. În contextul legitim a celor doi tineri care nu au mai fost căsătoriți înainte. În contextul legitim a doi tineri care sunt din biserica creștină. În momentul când apare această atracție, cred că Duhul Sfânt, care locuiește, trupește în ei. Trupurile lor sunt temple ale Duhului Sfânt, nu trebuie să uităm acest lucru. Este responsabil și de acest fapt, al atracției. Hristos spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Eu aș spune, nici măcar să te îndrăgostești. Așa că aș găsi vinovăția în dragostea curată între doi tineri care se plac unul pe celălalt, între Hristos și Duhul Sfânt. Dacă nu este acolo, vă rog să vă plasați înspre acolo. Vă rog să vă judecați relația în care sunteți și să o împingeți spre acel domeniu. În momentul când ești ispitit, să o inviți la un cinematograf numai pentru că e întuneric. Și așa nu-i interesa filmul. Și doar să aveți un loc în care să vă țineți mai prelung de mână. Și n-aș vrea să las imaginația dumneavoastră să vagabondeze foarte mult. Dar ai de-a face cu un trup care este templul Duhului Sfânt, este locuit de același Duh. Nu-ți va permite Hristos să-ți bați joc de ea. Despărțiți de El, nu putem face nimic. Cred că putem face căsnicii extraordinare, indiferent de proveniențele culturale, de diferențele culturale, chiar uneori, indiferent de aspectul fizic, cred eu, sau incompatibilități de orice fel. Câteva tipare din cartea Geneza. Eu cred că îndrăgostirea este ca o convertire. Sau am putea să găsim același tipar al convertirii. Dacă vă uitați în cartea Ioan, unul din lucrurile pe care le-am încercat în studiul meu pe Ioan este să văd
care este definiția credinței și cum este tiparul ideal de convertire. Noi în mediul nostru spunem că o convertire ca la carte trebuie să fie așa, trebuie să fie o zi, trebuie să fie un moment în care Domnul ți-a vorbit și în momentul când își depun mărturiile cei de aici din față, așteptăm ceva previzibil. Așteptăm să spunem cum a fost el, cât de rău a fost înainte, cum i-a vorbit Domnul în ziua respectivă și cât de bun este după. Dar dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, vedem o serie de tablouri. Oamenii se convertesc diferit. Și paradoxal și ironic, lui Nicodim intelectualul îi cade fisa mai greu, îl găsim de-abia în sfârșitul cărții, convertit. Samaritencei, care este o femeie fără școală, imediat se declanșează acel proces al convertirii. Orbu, Slăbănogu, Petru, Maria, Marta, Lazar, avem o serie de personaje care sunt tot atâtea tablouri ale convertirii. La fel în Geneza, dacă ne uităm la cele trei personaje, avem diferite ipostaze ale îndrăgostirii. Oare care o fi legătura între îndrăgostire și convertire? Eu cred că ne învecinăm cam în jurul acelorași mecanisme sufletești. Și aș vrea să emit ideea în fața dumneavoastră că așa cum ne punem și sunt câteva lucruri care sunt comune la cele două. Odată, și îndrăgostirea și credința în Dumnezeu te iau pe sus, te iau pe neașteptate. Este un fel de vrei, nu vrei. Nimeni nu-și propune, mă duc acum la biserică și mă îndrăgostesc de fata diaconului sau prezbiterului care are tractor. Are moștenire. Nu faci așa. Dar în același timp, îți dai seama că te ia valul și vrei, este un magnetism, te apropii, faci pași în spate și este acest joc de avați ascunsele care este și în îndrăgostire, dar este și în credința în Domnul Iisus Hristos. Este ceva tainic, nu poți explica cum s-a întâmplat. Cum s-a întâmplat de te-ai convertit? Dragii mei, nu știu. Am vrut eu, a vrut și el, m-a atras Dumnezeu, este cu totul responsabil, 100% și sunt cu totul responsabil că m-am lăsat ademenit de el. Și m-am convertit. Este interesantă această pereche care are legătură, convertirea și cu îndrăgostirea, care are legătură și mai este un semn, îți dai seama întotdeauna de îndrăgostirea cea adevărată și de credința cea adevărată întotdeauna după ce s-a întâmplat. Atunci ai acel fenomen de aha, acum știu cum este îndrăgostirea. De ce? Pentru că îndrăgostirea, pentru că credința în Hristos are de-a face, bineînțeles, cu credința, spui încrederea în El. Dar și îndrăgostirea are de-a face, în primul rând, cu încrederea. Aș spune, mai ales pentru băieți, în momentul când dorim ca o fată să se îndrăgostească de noi, nu ne vor ajuta foarte mult mersul la sală, după cum probabil mulți dintre dumneavoastră v-ați dat seama, nu vor ajuta foarte mult multitudinea de diplome pe care deja le-ați obținut, nici conturile în bancă. De fapt, curtare este o aventură foarte dulce în care încercăm să căpătăm încrederea ei. Este ceva de greu de cucerit. Și în momentul când ai câștigat încrederea, atât de greu să câștigi încrederea cuiva, atunci poate începe o relație. Voi reveni la acest lucru. Acesta este un prim tipar. Vedem că toate cele trei povești de dragoste, de fapt, urmează tipare diferite. Al doilea lucru este că există un fel de iubesc, ajută-ne iubirii mele, cred, ajută-ne credinței mele. Suntem îndrăgostiți și în același timp vedem că există o insuficiență, o insatisfacție, nu iubesc destul. Un al treilea tipar pe care îl putem urmări este că și Avram și Sara și Iacov și Rahela consideră maternitatea și moștenirea în fiilor ca principalul obiectiv al căsătoriei lor. Una dintre certurile pe care ni le oferă Scriptura între cei doi este: ce sunt eu, Dumnezeu, să-ți ofer copii? Maternitatea este importantă pentru a înțelege și legătura cu textele de data trecută. 4. Poligamia este o patologie în cartea Geneza. Dacă vă uitați, fiecare dintre cei trei, Avram, Isaac și Iacov, au avut marea dragoste, marea lor dragoste. Spune Scriptura cum au fost îngropați. 2. S-ar putea să vă întrebați și ce se întâmplă când îți moare partenerul și partenerul se recăsătorește. Vreau să vă fac o mărturisire personală. Sunt rezultatul unei astfel de căsătorii. Tatăl meu a avut o soție care a murit, s-a recăsătorit cu
mama mea. Am rezultat din această căsătorie eu și sora mea. Și unul dintre lucrurile pe care le-am observat povestind cu frații mei din cealaltă căsătorie este că fiecare poveste din aceasta există, și nu vreau să rănesc pe nimeni aici, există o mare dragoste. Cea mai mare dragoste. Care dintre ele este? Prima sau a doua? Uitați-vă la povestea patriarhilor. Da, Iacov este poligam. Și poligamia este în toată Geneza o soluție, la prima vedere, și o mare problemă după aceea. Un alt lucru pe care îl vedem în tiparele din Geneza este căsătoria dintre cei doi nu este un scop în sine. Lucrarea lor, cucerirea țării, sunt alte lucruri care sunt superioare acestei conviețuiri împreună. Căsnicia, noi o privim căsnicia ca un scop în sine și mă căsătoresc ca să fiu fericit. Dragii mei, încerc să desfințez o mită în seara aceasta. Dacă te căsătorești doar ca să fii fericit, ai toate șansele să produci o combinație care te va duce înspre nefericire. Noi nu putem să ne căsătorim ca să fim fericiți pentru că nu ne putem face fericiți unii pe ceilalți. Eu nu pot face fericită pe soția mea pentru că sunt un om cu inima nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Da, avem tipare diferite de căsătorie, de iubire, de dragoste și am subliniat la început un lucru. Spune Scriptura despre Isaac și Rebeca și ea a devenit femeia lui și apoi el a iubit-o. Avem în toată Geneza un alt tipar al înșelăciunii, al păcălerii, al ascunderii, minciună, lipsă de comunicare și ascundere în toate cele trei cupluri. Ce ar trebui să știe sau să facă un tânăr înainte de a curta o fată? Vedem că încrederea și minciuna sunt principalii factori care dezlănțuie tragediile din cartea Geneza. De fapt, așa cum am precizat, suntem într-o luptă de câștigare a încrederii, nu neapărat a simpatiei, dar ne ferește a compătimirii. Etimologic, compătimirea este unii care încearcă să stârnească mila. Pe milă nu se poate construi nicio căsătorie. De asta am fost împotriva filmului Patimile lui Hristos, pe care l-a făcut Mel Gibson, pentru că nu poți construi absolut nimic pe milă, nici măcar relația cu Iisus Hristos. Care sunt condiții pentru a putea iniția o căsătorie? Dacă suntem într-o aventură de câștigare a încrederii și dacă avem tiparul Hristos și biserica sa, dacă avem tiparul acesta, îndrăgostirea este sau funcționează cu aceleași mecanisme ca și credința. Una dintre condițiile care cred că ar trebui să le deplinim atunci când ne apropiem de o căsnicie, de o viitoare căsnicie, este să fiu liber. Nu pot intra într-o relație decât în mod liber. Și unul dintre sfaturile pe care le dau la fabrica de bărbați băieților cu care lucrez este 1. Fii liber de pornirile propriului trup. Asta te ajută postul. O zi de post este ideală să-ți dai seama de ce ești legat. Nu voi intra în alte detalii ce înseamnă să fii stăpân peste propriile patimi, dar cred că înțelegeți majoritatea despre ce vorbesc. 2. Ca să poți să te angajezi într-o căsătorie, nu trebuie să fii neapărat bogat. Cu apartament și cu mașină. Unii spun, mă duc în Spania, mă duc în Italia, îmi voi cumpăra apartament și când mă așez și pot să-i ofer un cuib, atunci îmi aduc soția în cuib și sunt aranjat. Da, cuibul va fi gol, va trebui să muncești alți ani pentru frigider, mașină de spălat și robot de bucătărie și va trebui să adaugi alte și alte și alte și niciodată nu te mai saturi. Ca să poți să te angajezi într-o astfel de relație, trebuie să fii liber de datorii financiare. Și v-aș sugera, dacă sunteți angajați în așa fel, în vreo datorie financiară. M-am spus și dățile trecute, eu când văd banca, trec de obicei partea cealaltă. Dacă n-ai apucat să te îndatorezi, fiule, fă tot posibilul și dezleagă-te. Fii liber de datorii financiare. Nu bogat, dar liber. 3. Liber de consecințele altor relații, în păcat cu toate conflictele. Liber relațional, liber financiar și liber de patim. Acum ne întoarcem la Geneza și la tiparele de acolo. Care este păcatul joker? Sau acel păcat care este tot timpul la iveală? Este în copilărie, mi-aduc aminte că am jucat Remi și
era acea carte care înlocuia absolut orice carte și care apărea din când în când la iveală și întotdeauna apărea la alții, nu la noi. Sau acel păcălici de la cărți. Se pare că tiparul care se repetă tot timpul în Cartea de Geneza este minciună, lașitate, lipsă de încredere, ascundere. Geneza 30 este unul dintre cele mai triste capitole din lume. Trădări, competiție, ciudă, luptă, un bărbat negociat la mandragore, lipsa de încredere, de comunicare, distruge. Rahela își minte tatăl și sfârșește prin a fi blestemată de propriul soț. Vă aduceți aminte faza cu idolașii? Rahela și ea idolii. Iacov nu știe că ea clocește idolii. Vine tatăl Rahelei, întreabă unde sunt idolii. Iacov spune să piară acela care îi ascunde. Asta se întâmplă în capitolul 31 din Geneza. Câteva capitole mai târziu, în capitolul 35, o găsim pe Rahela moartă, în minciună, ascundere și nesupunere. Ce reprezentau idolașii? Valorile pe care le-a dus de acasă, cultura tatălui său, contul numai al ei, contul ei de Facebook, ușile închise, cutiile nedesfăcute și asta a ucis-o. Naște pe fiul durerilor ei, Benoni, și istoria ei este tragică. Cum poți să ții o casă și cum poți să-ți imaginezi o căsnicie, dacă aveți un șervet aș aprecia că aici s-a făcut foarte cald la reflectoare. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Cum poți să construiești o căsnicie pe astfel de premise? De aceea aș vrea să vă propun trei exerciții în această seară. Am promis că voi fi mai aplicativ. Când am terminat predica de pe munte, m-am întâlnit cu un frate și a zis, frate, foarte interesant a fost cu predica de pe munte, dar ceva aplicativ, îmi spuneți și mie, ceva care să iau pentru acasă. Și în seara aceasta aș vrea să vă propun ceva de luat pentru acasă. Am terminat cu teoria, am terminat cu din ce se constituie umanitatea, am încheiat cu ce înseamnă a fi ajutor potrivit și cu ce înseamnă a da viață. V-aș propune trei exerciții pe care să le faceți fiecare dintre dumneavoastră, fie că sunteți sau nu angajați într-o relație de curtare în vederea căsătoriei, sau dacă sunteți și mai bine să faceți acest lucru împreună și să discutați următoarele trei întâlniri, aceste trei exerciții, și dacă sunteți căsătoriți. Pariez că vă vor ajuta. Sunt trei exerciții pe care le dau fiecărui cuplu pe care îl consiliez în vederea căsătoriei. Nu este foarte romantic, s-ar putea să vi se pare că este mult prea rațional, dar cred că este util. Exercițiul 1, valizele. Fiecare dintre noi, când venim înspre celălalt, venim cu amintirile, obiceiurile, apucăturile. Fiecare venim cu o valiză și imaginați-vă că faceți următorul lucru. El vine cu valiza lui, tu vii cu valiza ta. Luați și deșertați ambele valize, faceți un morman de rufe. Unele plăcut mirositoare, altele murdare. Alte cârpeți niște jeguri. Și va trebui împreună să luați una câte una și să spuneți asta luăm în valiza comună, asta lăsăm. Asta luăm, asta lăsăm. Asta presupune un exercițiu de deschidere și să spui, uite, la noi în familie, tata făcea așa, deschidea Biblia și citeam împreună Scriptura. Este un lucru interesant, hai să-l luăm în familia noastră. În familia mea, tata când venea acasă, țipa și bătea și noi trebuia să ne ascundem, dar n-aș vrea să văd asta în familie, asta este o rufă murdară, haideți să o scoatem. Vă vasiliți să comunicați lucruri din trecut și să faceți un catarsis al lucrurilor pe care vreți să le ardeți. Va trebui să faceți două mormane. Unul pe care îl luați în noua călătorie, când porniți, și un morman de lucruri de ars. Un lucru aș sfătui pe cei care au traume și lucruri grele, grele de purtat, pe care nu le puteți pune băieți, ca povară pe umerii fetelor, sau fete, ca povară pe umerii băieților. V-aș sfătui, mai ales pe băieți, să vă luați un duhovnic și să faceți un exercițiu de ucenicie și de confesiune ca de la băiat la bărbat. Și să vomitați acolo toate lucrurile pe care nu le puteți purta în doi. Sunt lucruri pe care nu le putem spune niciodată și niciodată soțiilor noastre.
Sunt și acum lucruri pe care le port singur. De la biserică. Sunt confesiuni care mi s-au făcut și pe care le voi lua cu mine în mormânt. O căsnicie nu presupune transparență totală, nici măcar acum, după 20 de ani de căsnicie. Sunt dureri pe care mi le-au împărtășit alții și pe care, dacă soția mea le-ar ști, ar eroda-o emoțional. De aceea, și în ziua de astăzi, am un duhovnic la care dau socoteală. Și aș sfătui însă să facă viitoarea soție este să încerce să verse absolut tot pe masă. De ce această inegalitate? De ce această nedreptate? Dacă ne mai rămâne timp, voi detalia. Se pare că nu. Mai avem încă două exerciții. Dar încercați să mă credeți că e mai bine așa. Exercițiul 2. Vedeți că avem aici tot felul de scări. În momentul când venim spre ceilalți, venim fiecare cu scările vieților noastre. Și fiecare are scara valorilor pe care le practică la servici, scara valorilor pe care le-a practicat acasă, în familie, scara valorilor pe care le-a învățat în cămin. Și încet, încet ne apropiem și trebuie să găsim o scară a vieții comune. Sau am numit această scară altfel, icebergul vieții. Sunt câteva trepte pe care trebuie să le urcați împreună. Și aș vrea să încercați să urcați de jos, de la fundamente, de la temelii, în sus, înspre ceea ce se vede. În momentul când cineva intră în casa noastră, vede câteva lucruri. Dacă se uită într-o singură seară la noi, ca și familie, vede că avem niște obiceiuri, unele stranii și ciudate, ca familie. Aceste obiceiuri sunt observabile de vizitatorul care stă 2 ore în casa noastră. Dacă stați mai multe zile în casa noastră, veți vedea că în fiecare seară avem niște lucruri pe care le facem, dar deja observați obiceiurile casei. Ei, toate aceste reguli și obiceiurile casei au o infrastructură. Este ca un iceberg care îi se vede puțin din vârf, dar de fapt ceea ce îl ține la suprafață este sub ape. Haideți să o luăm de sub ape. Primul lucru pe care aș încerca să vi-l sugerez este să porneze la băieți înspre fete. Care sunt principiile după care vă ghidați viața? Asta este temelia vieții. Când temelia este crăpată, tot ceea ce veți construi deasupra, apoi va fi tot timpul crăpat. În momentul când temelia este fisurată, poți să ai cele mai bune materiale deasupra. Se va surpa totul. Care sunt principiile? Ce sunt principiile? Principiile sunt niște afirmații care încep cu niciodată sau întotdeauna. Unul dintre principiile vieții noastre este că niciodată nu vom fi dependenți de altcineva decât de Dumnezeu. Sună foarte general. Dar asta, dacă vă uitați la obiceiurile pe care le avem în viață, este că la un moment dat, când sunt cu prietenii, vor observa un obicei ciudat. Când văd banca, trec pe partea cealaltă. Haideți să ne uităm tot în Geneza la Iosif. Sunt două personaje în Scripturi care au dosarele curate. Doi emigranți, Iosif și Daniel. Amândoi au avut principii de nezdruncinat. Și unul și altul au spus, întotdeauna mă voi păstra curat. Niciodată nu voi face acest lucru. Care sunt acele 5, 6, 7 afirmații din viața ta care încep cu niciodată sau întotdeauna? Încercați la următoarea întâlnire să le discutați împreună. Întreabă-l. Care sunt principiile tale? Va trebui să intrăm într-o relație atât de vulnerabilă. Mă face atât de vulnerabilă, va trebui să mă dăruiesc ție cu totul, te vei dărui ei cu totul. Vom intra în acest tip de relație care ne dezgolește complet și nu vom mai avea niciun fel de secrete unul față de celălalt și noi nu știm ce anume ne cărmuiește viața? Principii. Al doua treaptă a scării, valorile. Dacă principiile sunt afirmații care încep cu niciodată sau întotdeauna, valorile sunt par niște simple cuvinte. Cum ar fi prietenie, transparență, loialitate, deschidere, credință, dragoste, da, de ce nu? Acestea sunt valori. Sunt concepte morale pe care tu le valorifici altfel decât ceilalți. Pentru alții s-ar putea ca setul lor de valori să fie diferit. Bani, succes profesional
Și dacă ești cinstit, onest cu tine însuți și îți faci tema acasă înainte de a te duce la întâlnirea aceasta în care te va îngenunchea, datorită sincerității de care trebuie să dai dovadă, s-ar putea să constați că în viața ta lucrurile sunt diferite decât ți-ai imaginat până acum că sunt. Aceasta este a doua treaptă, a treia treaptă. Cum îți stai tortul vieții tale, prioritățile? Cum se ordonează cele care concurează în viața ta? Și prioritățile acoperă toate domeniile vieții. O, sigur, fiecare dintre noi vom spune, pe primul loc în viața mea este Domnul Iisus. Știți că jucam în tinerețe jocul acela, spune-mi pe cine iubești, și îi păcăleam pe cei care, spune-mi pe cine iubești, spune-mi pe cine iubești, toată lumea, spune-mi pe Domnul Iisus, bineînțeles. Prioritatea este clar, dar spunem pe Domnul Iisus, Domnul Iisus este pe locul întâi, după aceea vine biserica, că așa trebuie, după aceea vin prietenii creștini și grupurile de părtășie pe care le avem și așa mai departe și coborăm noi până la hobby-uri, pescuitul, vânătoarea și celelalte, fiecare cu ce se ocupă. Dacă ești onest cu tine însuți, felul în care îți petrești timpul îți va arăta prioritățile. Și nu neapărat trebuie să demonstrezi lui Dumnezeu că îl iubești petrecând 4 ore în fiecare zi, în cititul Scripturii, dar s-ar putea ca, dacă acest lucru nu este ceva care se repetă în viața ta în fiecare zi, să trădeze faptul că prioritățile tale sunt aranjate diferit decât ți-ai imaginat. A patra treaptă. Din principii, valori și priorități derivă regulile de viață. Pe ce să le vedem? Regulile sunt afirmații simple care ordonează viața cotidiană. Una din regulile noastre este că vom citi întotdeauna Scriptura împreună ca familie, în fiecare seară. Indiferent ce se întâmplă, și acum când ajungem acasă, ne asigurăm copiii noștri au citit capitolele din Scriptură. Că le citesc în seara asta cu altcineva, cu altă familie care veghează ca ai noștri copii să citească Scriptura, aceasta este o regulă de nenegociat. De unde vine asta? Din principiile pe care le avem legate de Sfânta Scriptură, din valorile pe care le-am construit și din prioritățile pe care le-am făcut. Și a cincea treaptă, obiceiurile. Obiceiurile sunt activități care se repetă. Sunt obiceiuri zilnice, sunt obiceiuri săptămânale. Unul din obiceiurile pe care noi le avem este să mergem în fiecare duminică la biserică, nenegociabil. Asta reflectă priorități, asta reflectă valori și asta reflectă principii în viața noastră. Dragii mei, cred că v-ați face un mare bine dacă v-ați expune unul altuia principiile, valorile, prioritățile și obiceiurile și regulile de viață, avute deja sau dorite deja. Pentru că s-ar putea ca intrarea într-o căsnicie să schimbe fundamental, sigur îți va schimba fundamental regulile și obiceiurile de viață. Dar nu cred că îți va schimba fundamental principiile, valorile și prioritățile. Exercițiul 3. Timpul. Putem fi mame de pântec, dar nu și mame de timp. Putem fi tați de sămânță, dar nu și tați de timp. La ce mă refer când spun mame de timp și tați de timp? Relația înseamnă timp. Relația înseamnă timp. Putem fi soți, putem fi parteneri, putem fi tovarăși, putem fi camarați de viață, dar nu suntem soți decât dacă oferim timp. Avem 168 de ore în săptămână, toți. Majoritatea dintre noi dorm cam 56 de ore pe săptămână, optimist vorbind. Cam 60 de ore, majoritatea dintre noi, dacă nu mai mult, le petrecem la servici, la slujbă. Ne mai rămân vreo 52 de ore, 12 ore la întreținerea casei, cumpărături, vreo 14 ore pe drumuri diferite, tramvai, așteptat, în stații, timp cu prietenii de la 2 până la 6 ore, rămân cu generozitate 24 de ore într-o săptămână, să le împărțim la 6 zile. Care dintre dumneavoastră care este căsătorit petrece 6 ore sau 4 ore sau 2 ore cu partenerul din viață? Majoritatea dintre noi nu petrecem. Asta înseamnă că suntem tați, absenți, mame, doar de pântec, asta înseamnă că suntem soți, doar în vizită. Timpul este extrem de important. De aceea v-aș supune atenției câteva întrebări. La următoarea întâlnire, adică a patra sau a cincea, la cât am ajuns, întreabă-o și întreabă-l care este ziua ideală în viața ta. Cum o visezi? O zi ideală, în afară de duminică. Pentru că ne vom trezi în același pat. Care este activitatea următoare?
ce urmează, te duci sau nu te duci la servici. Și s-ar putea să descoperi că și-a propus să stea acasă, să fie casnic. Ce facem seriile? Mergem la spectacole? La ce fel de spectacole? Păi mie nu-mi place jazz. Ce să mergem? A, la teatru? N-am fost niciodată. Apoi cum arată o săptămână ideală din viața ta? Cum arată luna ideală? Cum arată anul ideal? S-ar putea să descoperi că el vrea să-și facă concediu neapărat iarna și pentru tine cel mai bine este vara. Aceste exerciții, toate cele trei exerciții, sunt exerciții la capătul cărora sunt sigur că vor exista tensiuni. Sunt umilitoare, pentru că ne dăm seama cine suntem. Sunt exerciții de îngenunchiere, de fapt. Sunt exerciții în care descoperim că suntem falimentari. Dar, de fapt, ceea ce descoperim este că avem nevoie de ajutor din afară. Descoperim că trebuie să răsturnăm toate aceste scări ale tale, să răsturnăm toate aceste scări ale ei, să îngenunchem și să devenim oameni scară. Dacă vă uitați aici, este o chestie foarte ciudată. De fapt, se mai văd doar picioarele unui personaj care, de fapt, a intrat într-o scară aurită care îl duce în cer. Va trebui la sfârșitul acestor exerciții să ajungem și unul și altul la concluzia că avem nevoie neapărat să ne agățăm în afara noastră. Nu vom fi în stare nici eu, nici ea să facem cel mai bun program pentru ziua ideală, pentru săptămâna ideală, pentru anul ideal din viața noastră. Nu vom fi în stare nici eu, nici ea să avem atâta confidență în noi înșine încât să oferim încredere celuilalt. Grupa de la Decor a intuit foarte bine mesajul. Și aș vrea să vă citez, nu le-am cerut permisiunea, mă fac vinovat de asta, dar cred că merită să vă citez. Din rezumatul primit am înțeles că veți merge, pe exemplu, câteva dintre familii din Geneza. Fiecare scară ar putea fi un simbol pentru scara familiei. Capul familiei chema să-și conducă casa în planurile lui Dumnezeu, urcând tot mai aproape de inima lui și lăsând în urmă cele ce îl țin de lumea aceasta. Ceea ce nădăjduiesc, dragii mei, trecând prin exercițiul valizei, exercițiul scărilor, și exercițiul acesta al măsurării timpului nostru este să vă lăsați scările în urmă și să vă legați de Dumnezeu cu funii care nu pot fi distruse. Aș vrea să răspund la câteva întrebări care mi-au sosit în finalul acestei seri, câteva întrebări care mi-au sosit prin e-mail și într-un fel să fac un rezumat și o concluzie la ceea ce am încercat să vă ofer. Dincolo de aplicația aceasta, a celor trei exerciții în vederea apropierii unul de celălalt, cum primim călăuzirea Domnului spre căsătorie? Răspuns, prin familie, prin biserică și comunitatea de ucenicie în această ordine. Este important ca familia să stea împrejurul tău. Dacă ai o familie care este funcțională, da, sunt familii disfuncționale, înțeleg. Și mă rog Domnului să vă mângâie pentru rănile pe care le aveți în familie, abuzul de autoritate al tatălui sau o familie complet distrusă. Dar, dragii mei, dacă ai o familie credincioasă, familia, lasă familia să intre în relația aceea și primește călăuzirea Domnului prin ei. De ce? Pentru că inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. N-ai fi primul care se înșeală. Lasă-te obiectivat în comunitatea familiei și apoi în comunitatea bisericii și apoi formează-ți o comunitate de ucenicie împrejur. Noi, personal, singuri în fața Domnului și unul în fața altuia, putem greși. Ce ar trebui să știe să facă un băiat înainte de a se apropia la o fată în vederea căsătoriei? Să fie liber, să fie eliberat, în primul rând de propriul păcat. Să fie prospețel ca un nou născut, ca un născut din nou sau ca un născut de sus. Concluzia? Fetelor, dincolo de orice altă calitate a unui băiat, asigurați-vă că este născut din nou, că este pocăit. Aveți mai multe șanse, credeți-mă. Nu pot semna și nu pot da certificat de garanție pentru niciun băiat născut din nou, dar vi se însutesc șansele de reușită ca cel care vă este tată al copiilor să fie un tată bun. Căutați născuți din nou, noi născuți. Există dragoste la prima vedere? Da, există. Sigur că există. Dar vă rog să judecați în următoarele pereche această dragoste la prima vedere. Îndrăgostire în pereche cu credință. Încredere în celălalt, în pereche cu credință. Dragoste în pereche cu moarte. Dragostea este mai tare și uneori mai amară decât moartea. Mire și mireasă, Hristos și biserică. Trupurile noastre, temple ale Duhului Sfânt.
Putem avea încredere în sentimentele noastre, ne conduc aceste pe drumul cel bun, spre persoana potrivită. Nu putem avea încredere doar în sentimentele noastre. De aceea trebuie să trecem printr-o obiectivare. Și sper că aceste exerciții să vă ajute să coborâți cu picioarele pe pământ. S-ar putea să descoperi lucruri pe care nu le-ai știut și, sau le-ai știut și n-ai vrut să le conștientizezi despre persoana de care zici tu că te-ai îndrăgostit. În momentul când vă veți lua la scris, să scrieți principiile, regulile, prioritățile, oh, ce puțin romantic este acest lucru, dar ce necesar. Asta vă asigură un pic de obiectivitate și coborâre cu picioarele pe pământ. Dacă suntem îndrăgostiți unul de altul, este de ajuns? Nu. Dragostea eternă, cum am spus, durează 2 ani. Părinții au avut un cuvânt de spus atunci când ne-am îndrăgostit. Noi avem primul cuvânt și ei au ultimul cuvânt. Un copil este sub autoritatea părinților doar atunci când se dezlipește spre căsătorie. Voi dezvolta acest subiect, probabil un pic data viitoare, dar mai mult voi scrie despre el. De ce un copil se dezlipește de autoritatea părinților doar în momentul când se dezlipește spre căsătorie sau în cazuri speciale când face lucrarea Domnului Iisus Hristos, spre exemplu? Pentru ce și cum vor veni împreună un bărbat și o femeie? Cum vor deveni un singur trup? Procesul de devenire într-un singur trup este încercarea de a câștiga transparența și naivitatea adamică, adamevică, i-am spus eu, de la Adam și Eva. Cum am putea să câștigăm această transparență, această naivitate? Deschizându-ți sufletul lui Iisus Hristos, în primul rând. Dragii mei, nu mi-aș da viața cuiva care nu și-a dat viața celui ce l-a creat niciodată. Mi-aș expune viața. N-aș avea încredere în cineva care nu are credință în Dumnezeu. N-aș fi transparent față de nimeni care nu știe să se roage. N-aș putea intra într-o relație atât de adâncă, atât de riscantă, atât de vulnerabilizantă, de cunoaștere reciprocă, radicală, de abandonare totală. Gândiți-vă, erau goi și nu le era rușine. Singurul caz în care ne apropiem de o asemenea relație și aproximăm naivitatea adamică și a lui Adam și lui Eva este în căsătorie. Nici când și nici într-un alt context nu ne expunem în așa fel altcuiva. Nu știu dacă vă spun o noutate, nici măcar în ceruri. În ceruri nu se va reface naivitatea adamică. În ceruri, când vom fi, spune că erau îmbrăcați în haine albe. Gol așa cum ne-a făcut mamele noastre. Așa cum am ieșit din pântece, vom mai fi doar în relația de căsătorie. Gândește la ce te expui. De aceea, dragul meu, este important să înțelegi urgența faptului că trebuie să faci altceva înainte de a-ți deschide sufletul, de a-ți deschide baierile inimii pentru a intra altcineva acolo. Trebuie să faci curățenie prin Domnul Iisus. Concluzia acestei seri, pocăiți-vă. Pocăiți-vă. Ne-a trebuit, ne-a luat o oră de teorie și 3 exerciții ca să ajungem la o concluzie foarte, foarte simplă. Aveți toate șansele de a face căsătorii excelente dacă vă pocăiți, dacă vă întoarceți la Domnul, dacă lăsați pe Iisus Hristos să vă invadeze ființa, să vă ocupe inimile și atunci Hristosul din ea și cu Hristosul din tine se vor recunoaște. Duhul din ea și cu Duhul din tine se vor recunoaște. Este singura modalitate de a face un singur trup. Relații sexuale performante nu ajută și nu rămân pentru multă vreme. Există două lucruri, două faze în viață în care oricât ai fi de frumos, oricât ai fi de binecuvântat de Dumnezeu fizic, te vei uita într-o bună zi în oglindă și nu vei mai recunoaște pe cel care a fost în poza de la nuntă. Dacă consideri că doar atracția sexuală este singurul liant dintre tine și ea, la un moment dat vei privi cu dezamăgire, asta am ales eu? Asta este femeia de care m-am îndrăgostit? La fel poate să spună și ea. Dar Hristosul din tine cu Hristosul din ea, Duhul din tine și cu Duhul din ea, e același Hristos și același Duh. Și ai șansa ca trupul tău care este templul Duhului Sfânt și trupul ei care să fie templul Duhului Sfânt să fie același templu. Căutați unirea în altă parte decât în locurile în care ați căutat-o până acum. Da, unire emoțională, sigur, este importantă. Da, unire intelectuală, am văzut cupluri fericite. Ea avea câteva clase și el 2 doctorate. Dumitru Stăniloae, cupluri extraordinare. Asigurați-vă că acolo locuiește Domnul.
În încheiere, dragă fată, nu te-ai supune cuiva care te iubește pe cum Hristos biserica până la moarte? Nu te-ai supune lui? Dacă ai ști că el are ca obiectiv și model să fie ca Iisus Hristos și să acționeze ca Iisus Hristos, oare nu te-ai supune cu bucurie? Nu te-ai lăsa iubită cu bucurie? Nu te-ai abandona cu bucurie? Și tu, cel care privești la ea cu tânjire, ispitit și dorind-o, din fiecare fibra ființei tale, dacă ți-ai schimba paradigma și te-ai gândit la ea, sunt și exist pentru a o face pe femeia asta fericită, pe cum Hristos, biserica. O, dragul meu, câtă fericire este în dăruire, căci mai fericire este să dai decât să primești. Ca bărbați suntem construiți așa, în noi se dă o bătălie între vreau, o vreau, posesiune, dominare și dăruire. În momentul când s-a schimbat paradigma prin înlocuirea care are loc prin Iisus Hristos, în momentul când Duhul Sfânt începe să lucreze în inima ta, nu există mai mare bucurie, nu există mai înaltă plăcere și nu există satisfacție mai profundă decât de a o vedea pe ea împlinită, fericită, precum Hristos este fericit să-și vadă biserica fără pată și fără zbârcitură. Paradigma este Hristos și biserica. Paradigma noastră este tranziția de la îndrăgostire spre credință, de la trupuri frumoase spre temple ale Duhului. Aveți curaj să intrați în aventura dragostei. Este o aventură fascinantă și o veste bună. Deși sunt mai matur cu 22 de kilograme acum, am pierdut foarte multe lucruri fizic. Și vorbesc numai în dreptul meu. Sunt mai obosit, mai hârșit, mai acrit, în unele zone ale sufletului mai urâțit. Unul dintre lucrurile pe care le experimentăm după 20 de ani de căsnicie și sper să o pot spune și peste următorii 20, dacă Dumnezeu ne găduie, este că în fiecare zi dragostea este mai puternică și mai frumoasă. Da, pe chipul soției mele au rămas pete în urma nașterilor. Da, vârsta a început să spună cuvântul și pe fața ei. Dar n-aș da dragostea din 86 pe dragostea din 2010. N-aș înlocui-o nici odată. Și sper că și atunci când, din cauza cataractei, nu vă mai putea vedea bine, voi putea spune și dragostea acoperă totul. Ridurile, calviția, celulita, chelia, kilogramele. Dragostea acoperă totul? Dragostea crede totul. Nădăjduiește totul. O, și din păcate, este în stare să sufere totul. Dar numai dragostea care vine din Hristos, prin Duhul. Iată-ne pe canapeaua comentariilor și mă gândesc să încep prin a vă spune că e tare convenabil să nu crezi în dragostea la prima vedere după ce ai trăit-o. Da, așa spuneam că nu cred în dragoste la prima vedere pentru că m-am îndrăgostit la prima vedere. Și spun asta uitându-mă în urmă cu 20 și ceva de ani, acum când descoper că dragostea pe care o trăim acum în interiorul căsniciei este urmare a unui început, a ceea ce numim de obicei focul de paie. Focul de paie care aprinde adevăratul foc și întreține acel foc în cămin, în căminul familiei. Există probabil acea atracție la prima vedere de care vorbesc tinerii. Există un joc al acestei atracții care e foarte alunecos. Presupozițiile de la care am pornit în această seară este că în momentul când vorbim de doi oameni convertiți, vorbim de doi oameni ocupați inclusiv trupește,
vorbim de Templul Duhului Sfânt, ocupați de Duhul Sfânt și robei lui Hristos, adică iarăși într-o relație specială cu Iisus Hristos. Și am aplicat textul despărțiți de mine nu puteți face nimic, inclusiv la acest aspect al vieții. Despărțiți de Hristos nici nu putem îndrăgosti cum trebuie. Putem să ne lăsăm într-un joc al hormonilor, putem să ne lăsăm într-un joc al chimiei, al mirosurilor, al atmosferei, a tot felul de factori și furați, așa cum discutam altă dată de influența mass media și dopați de mass media, putem să ne plasăm, să ne imaginăm pe noi în acea atmosferă a îndrăgostirii false. Există o îndrăgosteală falsă. Dar există și un miez de adevăr și validitate în acea dragoste la prima vedere, că iată, dumneavoastră de acolo ați pornit. Sigur, și cred că majoritatea cuplurilor, așa îmi place să cred, că de acolo pornesc, de la o flacără inițială care trebuie întreținută de ceva. Problema noastră în prezentarea din această sesiune a fost cum întreținem ceea ce s-aprinde, cum întreținem dragostea. Primul pas de acolo înainte. Sigur, deci ne-am îndrăgostit. Bun, dragostea eternă durează 2 ani. De ce 2 ani? Pentru că așa au ajuns la concluzia psihologii și sociologii că după 2 ani ni se încheie acel impuls primar, acea inerție și în cam 2 ani descoperim toate defectele celuilalt, ne-am obișnuit destul de mult cu celălalt și simțim nevoia de schimbare. Vorbesc, bineînțeles, în dreptul bărbaților, care simt nevoia de schimbare mult mai des decât o femeie. Apropo, asta spuneați că personajele din filme, din povești și din Shakespeare inclusiv ne sunt prezentate doar în tinerețe, nu și după cei 2 ani, să zicem. Da, autorii clasici romantici nu au curaj să-și lase personajele să îmbătrânească. Din acest motiv. Pentru că un cuplu îmbătrânit este o realitate foarte descurajantă în opinia dânșilor. Ori în Scriptură vedem, în Geneza, vedem 3 cupluri care îmbătrânesc împreună sau 3 cupluri care își asistă unul la moartea celuilalt până când moartea ne va despărți. Devine o frază realizabilă în dreptul celor 3 cupluri din Geneza pe care le-am analizat. Avram, Isaac și Iacov. 3 tipuri de întâlniri diferite. Avram, spune Scriptura, și a soție. Lui Isaac i s-a duce soție și acolo este o inversiune interesantă. Ea i-a fost femeie întâi și el a iubit-o. Deci nu-i niciun fel de romanță în toată povestea asta. S-au plăcut, se pare, la prima vedere, s-au văzut, dar textul așa spune verbatim. I-a fost femeie și el a iubit-o. Iar Iacov pornește de la un sărut, după care izbucnește într-un plâns isteric și apoi muncește 7 ani. Poate e cea mai romantică poveste dintre toate cele 3. Atât de romantică cât ajunge să fie negociat cu niște mandragore. Și sfârșitul acestei povești sau un moment foarte trist al acestei povești este când dragostea aceasta intră în disoluție. De aceea ne-am apropiat de discutarea valorilor, principiilor pe care trebuie să le aducem la unitate, scărilor noastre de valori. Și în decorul nostru au fost niște scări acolo care trimiteau la această ordonare a vieții, pentru că idolașii pe care îi clocea Rahela sunt legați de amintirile din casa ei, de acea valijoară pe care ea și-a făcut-o din casa ei și pe care n-a vrut să o împărtășească cu Iacov. A vrut să-și țină propriile ei sertare închise și asta a ucis-o. Soțul ei neștiind, fiind transparență în comunicare, fiind minciună, ascundere, favoritism și un complex patologic foarte ramificat în viața celor doi, asta a dus-o la moarte, pentru că Iacov a spus, dacă cine ascunde idolașii să piară, și în 3 capitole mai târziu, în 31 se întâmplă asta, în 35 ea este moartă deja la o naștere. E clar că Biblia ne dă valori. Exemplele pe care le-ați ales din Geneza iarăși ne dezvăluie rețete, tipare. Ce spun psihologii, specialiștii de care pomeneați, că se întâmplă și că avem de făcut ca să ne salvăm iubirile după acei 2 ani? Ei oferă ceva?
Că Biblia oferă. Da, există o literatură destul de surprinzătoare. Nu e foarte bogată, dar surprinzătoare. A unor specialiști necreștini, va trebui să vă dau titlul exact și bibliografia exactă, o am adunată, dar există o serie de cercetări noi, făcute de oameni respectabili, sociologi respectabili, din partea unor universități de renume, care ajung cam la aceleași concluzii, că tiparul căsătoriei tradiționale, monogame, a căsătoriilor care împărtășesc aceleași valori, și autorul respectiv vorbește despre căsătoriile unor oameni credincioși, lărgind sfera de la creștinism, dacă sunt doi budiști, doi musulmani, doi creștini, căsătoriile unor cupluri de credincioși le asigură o fericire îndelungată în monogamie, într-o singură căsnicie de lungă durată. Și am enumerat câțiva factori în această seară. Copiii sunt un factor de stabilitate, rolurile foarte bine definite și despărțite unul de celălalt, o activitate pe care o fac împreună, un ideal pe care îl împărtășesc împreună, de obicei o chestie care s-ar putea să fie o chestie asimilabilă ideologic, luptă pentru aceleași idealuri sau, de ce nu, cultivă aceeași grădină în spatele casei. Aceste cupluri se pare că se bucură de foarte multă fericire în cuplu. Și nu sunt studii care să fie bănuibile de un cadru, de o agenda, da, o agenda ascusă creștină. Ci sunt rezultate științifice obiectivabile, ca să spun așa. Adică, bun, deci se apropie încet, încet de valorile creștinismului. Da. Dar, pe de altă parte, ajungând la valori și la ce-i de făcut după acei 2 ani, mi se pare, sau li s-ar putea părea unora, că prea trebuie să fie matur candidatul la căsnicie ca să facă pasul cel mare. Prea trebuie să aibă valizele desfăcute, prea trebuie să fie multe trepte urcate ca să îndrăznească în sfârșit să facă pasul. Vedeți care e problema? Problema este că adolescența este o invenție foarte nouă, este o invenție a modernității. În societatea ancestrală, în societatea antică, societatea medievală, un tânăr nu trecea printr-o perioadă atât de lungă de tranziție, pe care noi o numim asta adolescența. De fapt, la 12 ani, când era adus un copil de evreu în templu, cum este cazul Domnului Iisus, și îi se făcea intrarea în comunitatea bărbaților, de fapt, din momentul acela purta responsabilitățile unui om matur. Maturizarea era ex abrupto, foarte, foarte dramatică. Și era tratat aproape la fel ca un adult. Erau 2 faze, faza de la 12 ani, când intra în comunitatea bărbaților, și faza de la 30 de ani, când de fapt era considerat un bărbat adult, vârsta la care Domnul Iisus își începe lucrarea. Ei, în această perioadă, preluarea de responsabilități îi obliga pe tinerii bărbați evrei să-și clarifice lucrurile pe care noi le clarificăm făcând aceste exerciții aparent stupide, analizându-ne temeliile vieții, principiile, valorile, prioritățile. Tot acest proces se făcea în mod natural, prin confruntarea cu comunitatea sinagogală, prin confruntarea cu familia, prin modelarea, copierea tatălui, și era relația de ucenicii. De obicei, copilul nu mergea la școală ca să nu mergea, adică de obicei, nu mergea la școală cum merg copiii noștri acum, ca să se confrunte cu un alt sistem de valori. Copilul creștea în casă, muncea împreună cu tatăl său, învăța aceeași meserie. Iosif, tâmplarul, învăța pe Iisus, tâmplarul, să facă același lucru, petrecând foarte mult timp cu tatăl, copia tatăl. Și atunci valorile acestea erau preluate în mod natural în familie. Prioritățile familiei erau preluate în mod natural. Obiceiurile și regulile familiilor, vârful de sus al icebergului, era de asemenea foarte ușor asimilabil. Noi trecem printr-o chestiune foarte chinuitoare, care se cheamă adolescența, și uneori adolescența aceasta la bărbații din societatea noastră se prelungește după 35-40 de ani. Avem băieți de 60 de ani în comunitățile noastre, care, și este vorba pe care probabil o știți, diferența între băieți și bărbați este prețul jucăriilor.
Avem niște masculi, de fapt, care nu sunt în stare să-și asume responsabilitățile unei familii, chiar dacă au familii și sunt la rândul lor bunici. N-au fost niciodată. Și ce ai de făcut în privința asta? Cred că soluția pe care am încercat să o ofer în seara aceasta este prin aceste exerciții din genunchiere spirituală, care ne obligă să privim în interiorul nostru critic, este să ajungem într-o relație cu Dumnezeu care să ne spulbere celelalte constructe false din viața noastră. Falsele scări de valori, falsele priorități, falsele aranjamente de priorități. Și singura modalitate de reformare a vieții și de revigorare a dragostei este să ne convertim. Soluția mea a fost una foarte radicală și poate privită de unii foarte simplă. Ca să ai o căsătorie fericită, trebuie să te pocăiești. Trebuie să te întorci la Dumnezeu. Hristosul din ea, Hristosul din mine, este același Hristos. Duhul din ea și Duhul din mine este același Duh. Când noi visăm la a deveni un singur trup, noi nu visăm la a deveni un singur trup datorită unei relații sexuale reușite. Rajiva nu există, este un mit. Și din pricina faptului că mulți bărbați din societatea noastră trăiesc victime ale pornografiei, modelarea lor față de relația ideală dintr-o căsnicie este falsă, făcută după modele false. Și atunci vor tot căuta, bineînțeles, femeia ideală deja în mintea lor este complet deformată. Soția nu mai poate fi femeia ideală pentru că ea se strică în fiecare zi din punct de vedere fizic. Dar în momentul când are loc o răsturnare a paradigmei, o înlocuire a paradigmei în care noi vorbim, atunci nu mai vorbim de o unire doar la nivel trupesc. Unirea la nivel trupesc este o consecință naturală a faptului că suntem uniți nu în duhurile noastre, ci în același Duh, Duhul Sfânt, de asta am intitulat sesiunea între Sfântul Valentin și Sfântul Duh. Suntem uniți în același Duh și suntem uniți de același Hristos. De fapt, ceea ce se întâlnește în mine și soția mea este același Hristos, același Duh în care credem și astfel ne adună la oaltă. În momentul când tindem amândoi spre aceeași țintă, ne apropiem, fără să vrem ne apropiem. Bun, dar Duhul acesta este în toți credincioșii și tinerii pe care i-am luat la întrebări erau foarte hotărâți să accepte călăuzirea lui Dumnezeu în alegerea partenerului de viață, doar că în linii concrete și mici, nu prea știau să spună cum va arăta această călăuzire sau cum ar trebui să arate. Da. Cred că un lucru pe care nu l-am spus, probabil vă spun data viitoare, sunt câteva lucruri foarte simple pe care le poate face cineva ca să aibă parte de călăuzirea lui Dumnezeu. Pornind de la premisa că avem de a face o credincioși locuiți de Duhul, avem o comunitate a Duhului care este biserica și am pus foarte mare accent pe a sta sub autoritatea familiei, în această ordine, familia, biserica, grupul de ucenicie sau comunitatea de ucenicie, comunitatea de control. Cred că între aceste trei tipuri de comunitate, un tânăr se poate plasa sub diferite grade de autoritate al familiei, presupunând că avem o familie funcțională, biserica, presupunând că avem o biserică funcțională și un grup de ucenicii, presupunând că el s-a înconjurat de oameni la care face ucenicii, la care dă socoteală, am vorbit la un moment dat din duhovnic. Și cred că în momentul când se plasează în acest clește al autorității, sunt câteva lucruri pe care le-ar putea aștepta un tânăr în vederea căsătoriei. Unu, este o liniște lăuntrică pe care Duhul Dumnezeu o dă. Este o pace care întrece orice pricepere, o pace pe care lumea nu poate să o dea sau autosugestia nu poate să o dea. Sau faptul că am doar o mișcare hormonală care mă mișcă spre o anumită persoană, spre un tip de persoană, nu e compatibil cu acea liniște. Și asta de obicei o recunoaștem, o putem distinge. Chiar și la cei mai puțin experimentați credincioși. Această liniște adâncă care vine în post și rugăciune și la un moment dat am dat un exemplu din experiența noastră, ne-am plasat într-un experiment amândoi, eu și soția mea, înainte de a ne căsători, în post și rugăciune, un post mai lung, de 3 zile, în care am așteptat călăuzirea lui Dumnezeu în această liniște
lăuntrică, să primim acea liniște lăuntrică din partea Domnului. Al doilea lucru este binecuvântarea părinților, care poate fi o ușă deschisă sau o ușă închisă. Da, sunt excepții, da, cred că pot fi anumite familii care au o concepție atât de deformată despre viață când mă gândesc la tensiunea dintre perspectiva biblică și perspectiva nebiblică pe care noi putem aborda, încât pot să nu accepte o căsătorie pe vari motive nefundamentate. Și atunci cum își verifică tânărul părinții? Mai are familia spirituală, biserica. Dar aici este un echilibru foarte, foarte fragil. În biserica noastră, spre exemplu, cerem ca, inclusiv în cazul în care părinții sunt necredincioși, să-și dea binecuvântarea. Și până acum s-a întâmplat. Deci inima de mamă și inima de tată au acea gen de compasiune, de dragoste pentru copiilor, de dorință de a-i proteja, care funcționează în dublu sens. Când simt pericolul, își retrag binecuvântarea, când văd o căsnicie, chiar așa am avut contextul în care s-au împotrivit o vreme, până în momentul când le-am demontat încet toate pricinile de potrivire, prin discuții, prin... A, deci luați legătura, da, și cu familiile. Da, sigur, neapărat. Nu cereți doar... Asta este rolul pastorului, de a media acest fel de relații și de a convinge, de a aduce cele două familii la dialog. Și cred că un al treilea lucru care are loc, deci este liniștea aceea profundă, uși deschise, uși închise, prin binecuvântarea familiei, și un al treilea lucru care îl putem recunoaște ușor este comunitatea prietenilor maturi, creștini din jurul nostru, care se uită la noi și spun: noi, ca trupa lui Hristos, vă simțim ca o nouă celulă în trupul lui Hristos, o nouă celulă în formare, ca una care s-ar potrivi foarte bine trupului lui Hristos. Sau spun: ceva nu merge. Duhul din noi se uită la voi și spune că... Și în momentul, știți, este vorba, că în momentul când trei oameni, patru oameni spun că ești beat, cel mai bun lucru este să mergi să te culci. Pentru că noi nu suntem obiectivi. Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cred că aș predica din Ieremia 17, 9 și 10 la fiecare nuntă. Aceasta spune Ieremia 17, 9 și 10, că inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Adică suntem supuși, nu cred că există ființă mai predispusă auto-înșelării pe pământ decât omul. Ce ne facem dacă în momentul când ne îndrăgostim ne-am auto-înșelat? Sau a fost doar o mișcare a chemistry? Păi să și întâmplă deseori ca tânăr să se îndrăgostească, ba de cineva, statisticile sunt împotriva noastră. Cea mai romantică țară din lume are cele mai multe divorțuri pe cap de locuitori. Cea mai puțin romantică țară din lume, și anume India, unde majoritatea căsătoriilor sunt aranjate, au 11 divorțuri la 1000 de locuitori. Dar chiar voiam să vă pun la colț, să încerc să vă pun la colț. În India, încă cuplurile căsătorite din India, câtă dragoste romantică sau de... altfel. Știți, uneori se întâmplă, și am avut un caz recent. Cineva din familia noastră a discutat cu bunica, a luat-o la întrebări și a întrebat-o: ce, cum te-ai căsătorit? Și a spus: cel care a venit să mă curteze mă enerva cel mai mult dintre toți băieții. Început. Când l-am văzut la ușă că vine să-i ceră mâna lui tata, am înghețat, spunea ea. A venit și a cerut mâna. Eu am acceptat prietenia, dar în urma unei descoperiri dumnezeiești, spun ea. Pur și simplu am crezut că este voia lui Dumnezeu să mă căsătoresc cu acest om, pe care, repet, nu-l suporta, nu i-a plăcut, n-a fost dragoste la prima vedere. S-a întâmplat cumva ceea ce i s-a întâmplat lui Isaac și Rebecca. I-a fost soție și a iubit-o. Am fost la mormântarea lui și am văzut-o pe această bătrânică, acum bunică, cu apucături matriarhale, am văzut-o cum și-a luat la revedere de la iubitul ei, cel care a enervat-o la început. Și a fost foarte emoționante cuvintele ei: la revedere, Nicole, aștept să ne revedem. Deci numai cineva care iubește poate să-și ia la revedere în felul ăsta, nu se bucur că a scăpat de el. Deci, pentru mine acestea sunt poveștile romantice de succes, care își au finalitatea în fața gropii. La groapă... Deci mult vedem... după cei 2 ani. Da, da, după cei 2 ani, când ni se termină fumurile, când și adevăratele căsnicii se probează la menopauză și la andropauză.
Acolo este marele test al căsniciei. Nu în primii ani. În primii ani e căsnicie oricine poate. Și ne ajunge combustibilul pentru primii 2, 3, 5, 6, 7 ani, când un sociolog spunea că după la 7 ani de căsnicie este cel mai nefericit an. Atunci chiar ai epuizat toate resursele umanești. Da, de a suporta pe celălalt. Și când observi, bineînțeles, primii semne de urâțire ale soției pentru bărbat, sau ea observă din ce în ce mai multe semne de nesimțire la el. Dar cred că Scriptura ne oferă șanse, speranțe și pornim de la răscumpărare, biserică, Hristos și Duhul. Aceste și parametri ne mișcăm. În momentul când ne-am distanțat de aceste lucruri, și mai spuneam un lucru, noi avem aceleași mecanisme. Mecanismele de formare a credinței în Dumnezeu sunt aceleași mecanisme ca și la îndrăgostire. Ne ia prin surprindere, descoperim după ce s-a întâmplat, este tainică, este cu diferite tipare. În Ioan descoperim tipare diferite de convertire, în Geneza descoperim tipare diferite de îndrăgostire. Mecanismul sufletesc care se ocupă de îndrăgostirea de o persoană este similar cu mecanismul sufletesc care se ocupă de credința în Dumnezeu. Ceea ce ne face să iubim pe Dumnezeu, ne face să iubim persoana de lângă noi. De aceea voi avea încredere mult mai mare într-o persoană care se roagă, iubește pe Dumnezeu, o persoană bisericoasă, credincioasă, decât în cineva care nu are niciun fel de Dumnezeu. Și nu are niciun fel de Dumnezeu, este o persoană căreia nu mi-aș încredința niciodată nici 5 lei. Și să mai zic, trupul, viața, goliciunea, suntem atât de vulnerabili, deci relația de căsnicie este singura relație din lume în care suntem completamente transparenți și nu există niciun ascunziș. Cum să-ți încredințezi viața cuiva care nu are ceva dincolo, chiar dincolo de mine însumi? Adică am mai mult încredere în soția mea care prețuiește relația cu un Dumnezeu nevăzut și care apoi îmi prețuiește pe mine decât aș avea încredere în relația cu o soție care mă idolatizează pe mine și sunt singura sursă de fericire, dar și de dezamăgire. Atunci, cu siguranță, dragostea noastră are foarte scurte perspective.